Mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că iată ne întâlnim din nou pe Undele Radio Vocea Evangheliei. Discutăm împreună cu domnul Teofil Popescu, care este pastor în Biserica Creștină după Evanghelie Sfântă a Treime. Vă spunem bun venit, domnule Popescu, din nou. Bine v-am regăsit. Discutăm despre tematica răului. Ea are foarte multe ramificații și data trecută am rămas la gândirea pe care Leibniz o are cu privire la lumea prezentă ca fiind, cum spuneați dumneavoastră, cea mai bună cea mai lume bună posibilă. posibilă lume dintre toate. Da. Dintre, dintre o infinitate de lumi deci, posibile. Deci faptul că Dumnezeu a creat o lume în care există rău este un lucru bun? Da. așa vede Leibniz? Uh, un lucru bun, pentru că aceasta, el o numește cea mai bună posibilă lume dintre toate, dintr-o infinitate de alte posibile lumi pe care Dumnezeu le-ar fi putut crea. Este interesant cum pune Leibniz problema pentru că el fiind matematician, gândește aici în termenii, probabilistici. În, în termenii probabilității. Da? Deci, oarecum aplică teoria probabilității la această lume creată de Dumnezeu și spune există o infinitate de lumi probabile, din punct de vedere matematic, și Dumnezeu le ia în calcul pe toate și el alege să creeze această cea mai bună posibilă dintre toate aceste lumi, cu toate că, și spune el vis-a-vis -vis de existența răului sau de luarea în considerare a răului în această lume, că, oarecum parafrazez, Dumnezeu cu siguranță a luat în calcul toate efectele pe care răul avea să le producă în lumea aceasta. E, și în această lume cea mai bună posibilă dintre toate lumile, el spune că răul, de fapt, este incidental, cum am și văzut data trecută, este contingent, deci nu este predeterminat de Dumnezeu, într-un sens calvinist, ci este contingent, izvorăște tot din voința omului și este minimalizat în același timp. Leibniz are o idee foarte interesantă aici și spune, haideți să-l luăm în calcul imensitatea Universului, de pildă. Și să ne imaginăm că, mm -hmm. dincolo de tot ceea ce vedem noi cu ochii noștri, de Universul vizibil, adică lumea stelelor, există un spațiu neîntins, cum de altfel postulează, poate, și astronomia contemporană. Nu știm dacă din 9600 și până acum, clar, astronomia a evoluat destul de mult, dar nu știu dacă s-a schimbat această ideea e că există totuși un spațiu infinit și că e posibil ca dincolo de universul Finit. vizibil creat să existe un spațiu vid, un mare gol, un imens gol. E, și zice el, haideți să ne imaginăm comparativ cu această imensitate, lumea pe care o vedem cu toate planetele, cu sistemele solare, este infimă, nu? Și Pământul de asemenea. Dacă ne gândim la natura lumii create de Dumnezeu prin analogie și la natura bună a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a creat pentru că Dumnezeu a creat o lume bună atunci răul existent în lume este infim pentru că el vrea să întâmpine această obiecție mi se pare puțin uh, exagerat ca să nu spun diluat pentru că noi înțelegem foarte clar că răul în viața noastră este puternic și nu este real și nu este ceva imaginar pe de-o parte și vedem uh, asumarea Domnului Iisus Hristos de la cruce a răului. O Așa. asumare dureroasă într-un mod pe care nu putem e... noi să-l înțelegem, ceea ce s-a întâmplat pe pământ. Da, este adevărat. Noi privim din perspectiva noastră. Leibniz abstractizează și încearcă, practic, prin argumentarea lui, iese din planul acesta temporal și fizic. Și parcă Domnul Iisus vrea să intre. Asta face Dumnezeu, evident, dar noi acum vorbim despre Leibniz. Deci aceasta este argumentarea lui. Clar, așa cum am menționat, el a fost criticat pentru idealismul lui și pentru, să zic așa... Abstracționismul a, lui. Da, pentru... Nu, mai cu seamă pentru faptul că a militat într-un mod foarte pozitiv. A avut o concepție exagerat de pozitivă cu privire la lumea aceasta. El a fost criticat după Teodiceea lui au existat reacții vis-a-vis -vis de concepțiile sale și se știe foarte bine, imediat după aceea a urmat cutremurul din 1755, din Lisabona, da, din Lisabona care a determinat lumea de atunci să se... Până atunci teodicea lui Leibniz era foarte apreciată. Era foarte apreciată și dintr-o dată acest idealism, acest pozitivism al lumii de atunci pe care îl inspiră Teodicea lui Leibniz să se clatină. Pentru că au murit foarte mulți e, oameni și lumea a început să se întrebe unde este acea lume cea mai bună, cea mai bună dintre, dintre toate. toate a, așa arată cea mai bună lume dintre toate, cu un cutremur în care mor și iată, recent, nu știm dacă sigur lucrul acesta dacă ne referim la Leibniz, este contingent, dar a fost recent acest cutremur care a zguduit lumea și este cu atât mai dramatic cu cât este mai mult mediatizat. Într-adevăr, se întâmplă alte rele naturale. De pildă, N.T. Wright vorbește despre un alt tip de rău, și anume răul natural. Și el face referire la cutremurul care a avut loc în Oceanul Indian și la tsunamiul care a urmat și la toate dezastrele care, și la magnitudinea dezastrului care a avut loc atunci. Desigur, ne întrebăm, oare așa arată o lume cea mai bună sau cea mai bună posibilă lume? Mie îmi vine să vă spun că nu. Cred că așa arată. Da, dar ne referim la lumea de acum. Adică lumea așa cum o cunoaștem noi, Leibniz zice că nu exista altă lume mai bună. Da. Și pentru idealismul ăsta, într-adevăr, el a fost criticat. Amintam de acest cutremur, imediat în urma cutremurului, Goethe a scris o poezie. Poezie și adevăr. Da? El avea 16 ani pe vremea aia, în care mărturisește că a fost gutuit de evenimentul acesta. Și apoi, imediat la patru ani, în 1759, după cutremur, Voltaire a scris o lucrare, în mod specific, ca reacție la această idee pozitivă a lui Leibniz despre lume și a combătut acest optimism întruchipat prin dictonul Totul va fi bine, el amintește despre acest dicton și are niște cuvinte în această lucrare numită optimistul așa se numește, este numită în mod ironic probabil cu referire la Leibniz, și zice Voltaire, cândva totul va fi bine, iată speranța noastră, adică ne amăgim cu ea, cum ar veni, cu alte cuvinte. Acum totul este bine, iată iluzia. Voltaire spune că binele de acum, această cea mai bună lume posibilă a lui Leibniz, este de fapt o iluzie. Ei, nu este o iluzie pentru că răul e prezent în da. ea și Voltaire crede că nu din lumea ca perspectiva durerii vorbea. Da, în nu lumea ca materie, acesta. ci Voltaire vorbește despre binele acestei lumi, că este o iluzie. Adică este o opinie a ateilor, da, și anume evident. că prezența răului în lume invalidează existența lui Dumnezeu. Exact. Asta este ce face și Voltaire și asta este ceea ce fac și ateii. Dar problema teilor este că ei folosesc binele pentru a încerca să elimine binele absolut. Da, se folosesc de rău pentru a. Nu, dar se folosesc Dumnezeu de Dumnezeu bine pentru de că folosesc inteligența care e un lucru bun, folosesc existența care e un lucru bun. Ca instrumentar. Ca instrumentar. Da. Deci ei trebuie să definească întâi binele de unde vine. Și aici răspunsul creștin este mult mai bogat decât da, da, da. ariditatea pe care o propun. Exact. Ei. Leibniz atinge și această parte în teodicea lui. Și vorbește despre această argumentare ateistă și despre contrariul de fapt. Că Evidența ne arată că, totuși, noi trăim într-o lume în care există bine. Că există și rău, este cu totul altceva. Dar, până la urmă, noi avem o lume bună. Adică, avem și bine în această lume. Că nu este ea cea mai bună dintre toate cele posibile sau cele imaginabile, este cu totul o altă discuție. Putem să fim de acord cu Leibniz sau putem să nu fim de acord cu Leibniz. Dar putem să spunem altfel că lumea prezentă este cea mai bună cale către cea mai bună lume care urmează să vină? Cu siguranță că da. Acesta este un gând foarte interesant. Da, așa cum o cunoaștem lumea de acum, sigur este că ea ne duce către cea mai bună dintre toate lumile. Pentru că avem ideea de virtuți condiționate, de exemplu, curajul se dezvoltă într-o situație de pericol. La fel blândețea se poate dezvolta într-o situație de iritare. Deci sunt virtuți condiționate care pot fi dezvoltate doar dacă există răul. Asta spune și Leibniz, că Dumnezeu scoate mai binele din rău, de fapt este și ideea pe care ne prezintă cartea Geneza. Sunt cuvintele lui Iosif. Voi negreșit v-ați gândit să faceți rău? Dar Dumnezeu a schimbat acest rău în bine. Dar ca să revenim la discuția anterioară despre determinism, ați menționat capitolul 50, versetul 20 din cartea Genezei. Dacă luăm și capitolul 45, atunci când Iosif se întâlnește cu frații lui, a doua oară, el le spune nu voi, ci Dumnezeu m-a trimis aici. Exact. Deci el vede în fenomenul pe care noi îl citim în cartea Genezei în capitolul 37 al vânzării lui Iosif de către frații lui, mâna lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu concurentă Dumnezeu. cu răutatea exact. fraților lui. Da, și Dumnezeu se că folosește. Avea un plan Dumnezeu ca să-l da, Dumnezeu se Dumnezeu. folosește de răutatea fraților lui Iosif pentru a scoate mai binele, dacă l-am citat pe live aici, să zic așa. Da, deci există o anumită participare a răului pentru că el acceptă Dumnezeu are o participare, o anumită participare în dezvoltarea răului sau în desfășurarea lui în lume, cu toate acestea el nu-l dorește. El afirmă că răul moral nu este dorit de Dumnezeu. Nu este dorit, dar este instrumentat. Este instrumentat, este cu totul altceva. Am putea spune că Voltaire nu l-a citit bine pe Leibniz? Am putea spune că Voltaire nu a citit bine Scriptura. Inclusiv pe Leibniz, Inclusiv deci. pe. Bine, Leibniz este judecat de mai mulți și este judecat tocmai din prisma caracterului rațional al argumentelor lui. Ori, repet, mie mi-a făcut o enormă plăcere să-l citesc pe Leibniz și m-am regăsit oarecum în gândirea lui, mai ales pe linie reformată. Și cel puțin eu, ca să zic, așa cum ne considerăm ca urmași ai Reformaților, ar trebui să fim mândri că a existat un gânditor. De fapt, mai toți raționaliștii germani au fost luterani. Cei mai mulți dintre ei. Eu am fost uimit să aflu lucrul acesta. Deci, mai toți gânditorii medievali care au gândit filozofie au avut o formare teologică la, sau au avut o oarecare profesiune teologică și este de reținut lucrul acesta, este foarte important. Acum, Leibniz este de opinie, într-adevăr, că Dumnezeu instrumentalizează răul, dar din nou spre acest mai bine. Deci, voia lui Dumnezeu, cea antecedentă, care vrea binele se regăsește în voia lui consecventă din care el vrea să scoată mai binele față de ceea ce există acum. Deci este totuși o gândire optimistă, într-adevăr care a fost, așa cum am menționat, judecată de către Voltaire, apoi și Schopenhauer a scris, el are o lucrare lumea ca voință și reprezentare, scrisă în 1818 și acolo aduce o critică foarte dură și el optimismului promovat de Leibniz, invocând suferințele de tot felul care au loc în lumea aceasta, de la spitale, închisori și până la camerele de tortură din vremea aceea. Da, și când a fost o problemă de omolimă, deși el recomanda sinuciderea, a fugit din oraș, da, Schopenhauer. Exact. Deci da, toate până la propria piele. Exact, exact. Da, și bine, Leibniz mai este criticat și cu ocazia sau în urma fenomenului Auschwitz? Pe vremea când se celebrau 300 de ani de la nașterea lui, lumea era urepirilată de ceea ce se petrecea la Auschwitz și la Dachau și în alte lagăre. Da? Și, din nou, oamenii se întreabă unde este lumea cea mai bună posibilă. Cum poate Dumnezeu să se folosească de instrumentalizarea răului la o asemenea magnitudine? Deci, răul nu este foarte mic, cum spune Leibniz, când ne uităm la fenomenul Auschwitz. Răul este destul de mare. Este grav, este ceva dureros și amplu. Adică un fenomen ca acesta, care duce la moartea a milioane de oameni, nu este ceva neînsemnat. Cu siguranță. Și nu știu dacă putem post factum să spunem că în 1948, Constituirea Statului Israel este un răspuns bun la Auschwitz. Este, cu siguranță este. Este un triumf al odată. Al binelui asupra răului, și este un triumf și al promisiunii lui Dumnezeu, al providenței lui Dumnezeu față de tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Adică față de ceea ce este rău, evident. Domnule Popescu, am dorit acum să ne apropiem de o latură mult mai cunoscută nouă, în general, și anume care sunt bazele scripturale pentru a discuta despre problema răului. Este adevărat. Acum, practic, venim la ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult. Chiar dacă această parte teoretică a fost destul de, să zic așa, solicitantă, consider că a fost nevoie de o această scurtă incursiune în istoria gândirii acestor doi gânditori, pentru că mai sunt și alții, dar a fost necesară pentru că a trebuit să vedem care sunt datele problemei, cum se pune problema în raportul dintre bine și rău și care sunt frământările cu care s-au confruntat filozofii și gânditorii și teologii, de fapt acum, întâlnirea răului în Sfânta Scriptură, incidența răului în Sfânta Scriptură, începe odată cu Cartea Geneza, după cum citim. Dar, făcând studiul acesta strict pe partea biblică, pentru că este o parte care mi-e îmi place într-un mod deosebit și studiez de mult Cuvântul lui Dumnezeu și este o pasiune pentru mine să fac lucrul acesta de ani de zile, am observat că există mai mulți termeni în Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament cu privire la rău. Și poate este demn să-i menționăm pentru că ne poate deschide o perspectivă asupra a ceea ce înseamnă răul sau cum vede Dumnezeu răul și cum ar trebui să-l înțelegem și noi în raport cu lumea creată. Și cu el, desigur, pentru că practic aceasta este problema teodicei, nu? Așadar în Sfânta Scriptură, începând din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament, referindu-ne la termenii ebraici. Și dacă ne gândim în sensul acesta, dacă luăm structura lui Leibniz, găsim termenul Ra în limba ebraică, care este cel mai des întâlnit în Sfânta Scriptură, pe paginile Vechiului Testament, cam ce am numărat eu de 120 de ori, este posibil să fie și alte date, dar găsim acest rău, acest tip de rău în sens moral, spre exemplu, în Geneza 2 cu 9, când se vorbește despre pomul cunoștinței binelui și răului, deci iată că există acolo răul alături de bine. Și Geneza pare să sugereze, cartea Geneza pare să sugereze că răul, într-adevăr, este ceva alături de bine. Pomul adică cunoștinței bine. și manifest. Nu aș spune asta, dar clar, oarecum ne face să ne gândim că gândirea lui Augustin a fost, adică, Augustin s-a autolimitat oarecum în definiția lui și nu a vorbit despre incidența răului în lumea aceasta atât de mult. Cu toate că s-ar putea să-l judecăm greșit pe Augustin, pentru că, după cum am remarcat și în dețele trecute, el vorbește la nivel metafizic. Vorbește foarte abstract discuția este foarte abstractă și cel mai bine ar fi să-l lăsăm pe Augustin acolo, așa sus, acolo unde Nu, dar ați menționat pe un și rău, da, nu putut da Scriptura menționează, da. Apoi, în Geneza 3 cu 5, de asemenea, zice șarpele Evei, veți fi ca Dumnezeu și veți cunoaște binele și răul. Deci este același rău. Da? Răul exprimat prin termenul acesta, ra. Sau Geneza 4 cu 7, Dumnezeu îi spune lui Cain, dacă faci răul, păcatul, pândește la ușă. Sau Geneza 6 cu 5, când începe potopul, toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi mai spre rău, adică acest rău moral care există în om și, după cum am și discutat deja, există în om generațional, adică prin moștenire de la strămoși. Mai există un alt termen în limba ebraică care exprimă răul, să zic, de natură fizică despre care vorbește Leibniz, este halá. Întâlnim în terminul ăsta în Eclesiastul 5 cu 13, tradus în cornilescu ca nefericire. Da? Adică este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, ra, avuții păstrate spre nefericirea, spre hala a stăpânului lor. Adică este un rău care îl face pe om nefericit, care nu îl ajută să se bucure de bine, nu? Adică avuțiile să ducă la nefericire. De obicei noi credem invers. Mă iertați că. <laughs> noi credem invers. Adică, dacă am, în general, dacă am avea da. mai multe lucruri, că am fi mai fericiți. Banii nu aduc fericirea, iată. Solomon spune că avuțiile sunt păstrate spre nefericirea. Bine, el România. vorbește după ce le-a avut. Adică e exact. ușor pentru el că le-a avut și Singur, după aia și a Sigur, și este ciudat că noi le tânjim, cei care nu le avem, tânjim după ele, dar cred că ar trebui să-l credem pe Solomon totuși mai ales că el a fost foarte bogat și ajunge să spună lucrurile astea după ce se bucură de ele. Deci, da? cred că ar trebui să-l credem pe drept cuvânt, mai ales că acest text îl găsim în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Mai avem un al treilea termen în ebraică, nenorocire sau calamitate. Acest termen este aven. Îl găsim în Ieremia 4 cu 15 și în Cornilescu este tradus ca nenrocire, Un glas Pornește de la Dan și vestește în În Isaia 45, dacă nu mă înșel, versetul 7 apare tot acest termen că spune că Dumnezeu aduce calamitatea, aduce răul, în sensul acesta al pedepselor, față de cei. Este care Este posibil, nu, -ascultă nu, de nu el. am cercetat și da. nu am văzut exact termenul care este acolo, dar e posibil să fie același termen. Dar aceștia sunt cei trei termeni folosiți și întâlniți în vechiul testament ebraic, cu privire la rău, sunt forme de rău. Da? apoi limba greacă este puțin mai explicită în privința răului unii ar spune că îndreptățesc prea mult limba greacă față de limba ebraică este drept că nici eu nu cunosc atât de bine limba ebraică pe cât cunosc limba greacă și pe cât mă pasionează dar în limba greacă avem mai mulți termeni care vorbesc despre rău și este cel mai cunoscut și așa cum îl numește și Domnul Isus acest termen, poneros, poniros, da? care se folosește de obicei, în general, la răul moral și metafizic. Hristos îl folosește vorbind despre cel rău, da? cel rău, el folosește acest termen grecesc. Îl întâlnim în Matei, spre exemplu, în 5 cu 37, tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău, zice Domnul Isus, Sau în 5 cu 45, tot Matei, soarele răsare și peste cei răi și peste cei buni. Sau în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru, Matei 6 cu 13, ne izbăvește de cel rău. Deci întâlnim acest termen în Evanghelii, în mod special, cu referire la răul ca natură, răul metafizic, am spune, și ca rău uh, moral. Apoi, uh, un alt termen uh, care este puțin mai tehnic și se aplică doar în zona morală, cred uh, eu, este termenul cacos, care este tot rău și este un adjectiv. A? el s-ar traduce ca și greșit mai degrabă. Rău greșit, în sensul de greșit. Apare de vreo 44 de ori în Noul Testament, după câte am numărat. Și îl întâlnim în pasaje precum Matei 24-48 sau știu eu, exemplu, îl întâlnim și în Romani 1 cu 30, unde Apostolul Pavel vorbește despre răul oamenilor firești din lumea aceasta. Apoi, același termen, mai găsim și ca adverb sub formă de adverb, puțin modificat. Îl găsim și ca substantiv, ca răutate, de pildă, în Matei 6 cu 34 zice Hristos, ajunge zilei în cazul ei. Da? Și este această formă substantivă a adjectivului cacos, care înseamnă ceva defect sau greșit. Apoi mai sunt alte derivate ale acestui termen, spre exemplu, și îl găsim de patru ori, în Matei 15 cu 4, în Marcu 7 cu 10, în Marcu 9 cu 39 și în fapte 19 cu 9, găsim termenul cacologeu, ca adică a vorbit de rău a vorbit de rău pe cineva sau a grei de rău. Și tot legat de asta, dar nu are aceeași rădăcină, este termenul blasfemeu, adică a blasfemia, pe care îl traducem și noi, dar în Biblia Cornilescu este tradus ca tot a vorbit de rău. Cu toate că există o diferență, aș spune eu, destul de importantă între blasfemie și vorbirea de rău. Blasfemia, de obicei, este un păcat care în vechiul testament era pedepsit cu moartea. Și este folosit și în relație cu Dumnezeu, când oamenii blasfemiază pe Dumnezeu. Spre exemplu, în 1 Petru 4 cu 4, Apostolul Petru vorbește despre că noi, când suntem băți jocoriți, și este acest termen a blasfemia. Ne oprim aici pentru această parte a călătoriei noastre de înțelegere a temei răului. Mulțumim, domnule Teofil Popescu, pentru că, în sfârșit, am ajuns la ceea ce ne bucurăm și ne place, și anume scriptura, și rămâne ca în emisiunea viitoare să reluăm această uh, aplecare a noastră cu privire la înțelegerea răului din scriptură.